dimineața. Vă salută, Tatiana. Așa cum știți, în tutorialul cu numărul 5 am terminat 100 de grame de fir. Deci am folosit o medie de 270 de metri. Acum voi începe cea de-a doua bobină. De aici, cu siguranță, veți folosi în jur de 50 de grame, din ceea ce mi-amintesc eu. Vom începe prin a realiza ultimul ananas din această jumătate. Voi lăsa firul un pic mai lung, voi face un ochi de lanț de început. Vă rog să-mi scuzați vocea din cauza aerului condiționat. Ventilatoarelor sunt un pic răgușită. În acest moment, deci, așa cum spuneam, am rămas să realizăm ultimul model ananas. În locul unde avem cele trei grupe de câte trei piciorușe duble înalte, în unicul post care ne-a rămas liber, format din cele trei ochiuri de lanț, noi vom intra cu croșetul și vom lucra, ca de obicei, cele patru ochiuri de lanț, 3-4, care țin locul unui picioruș dublu înalt. În acest moment, voi face în felul următor. Vă rog să fiți foarte atente, doamnele care lucrează. Voi lua firul din nou pe croșet. Voi pune acest capăt de fir în spate și pe măsură ce voi lucra îi voi da un pic de stabilitate, pentru că apoi va trebui să-l ascundem și, bineînțeles, cu acul. Însă în felul acesta îi vom da stabilitate. Și voi lucra eternele trei piciorușe duble înalte, trei ochiuri de lanț de separare urmat de cele trei piciorușe duble înalte, spun că aceasta este ultima parte, pentru că apoi vă voi explica modul în care se lucrează partea a doua, iar la urmă, după ce vom lucra singure, vă voi arăta rezultatul final. Acum voi lucra 3, 4, 5 ochiuri de lanț, voi intra în primul spațiu disponibil al ananasului, voi face un picioruș scurt, trei ochiuri de lanț de separare, urmat de picioruș scurt în următorul spațiu, format din ochiul de lanț, și în felul acesta noi vom ajunge în ultimul spațiu și ne vom întâlni aici pentru a continua lucrarea. În corespondența ultimului spațiu, format din ochiul de lanț, am lucrat piciorușul scurt. Voi continua cu 3. 4, 5 ochiuri de lanț, de două ori firul pe croșet. Voi intra în spațiul format din cele 3 ochiuri de lanț, voi lucra cele 3 piciorușe duble înalte, cel de-al treilea picioruș dublu înalt, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte trei piciorușe duble înalte. Sper că sunteți cu toții bine, că acasă s-a răcorit un pic timpul, aici este un cald infernal, am măsurat de fapt temperatura acum câteva zile, două sau trei zile, afară erau 50 de grade, 50 de grade. Imaginați-vă cât de dificil este. Deci am lucrat și cele trei piciorușe duble înalte. Voi întoarce lucrul ca de obicei. Deci fiecare rând de acum înainte va fi lucrat înainte și înapoi, așa cum deja ați observat. Cu fir alunecat voi ajunge în corespondența celor trei ochiuri de lanț. Voi face 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu,
trei piciorușe duble înalte în total, deci acum am cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș dublu înalt, trei ochiuri de lanț de separare, urmat de trei piciorușe duble înalte, de-al treilea picioruș dublu înalt, 5 ochiuri de lanț de separare, 2, 3, 4, 5, și din acest moment vom lucra singure. Deci nu este o noutate, ceea ce va fi de lucru. Știți deja, aici mă refer la doamnele care croșetează, bineînțeles, vom merge înainte și înapoi și vom lucra în corespondența modelului ananas până în momentul în care noi vom ajunge la vârful acestuia. Deci vom lucra singure și ne vom reîntâlni. În acest moment am ajuns la ultimul spațiu disponibil în corespondența modelului ananas. Acum, din nou, cu fir alunecat, mă voi deplasa către cele trei ochiuri de lanț de separare și vom continua lucrând un număr de 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Voi continua cu cele două piciorușe duble înalte pentru a completa numărul de 3, 3 piciorușe duble înalte. 3 ochiuri de lanț de separare, din nou 3 piciorușe duble înalte, 2-lea, acum îl voi lucra pe cel de-al treilea. Cinci ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Voi intra în corespondența ultimului spațiu din modelul ananas. Voi face piciorușul scurt, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, firul de 2 ori pe croșet. Voi lucra ca de obicei, 3 piciorușe duble înalte. 1, 2, cel de-al treilea, 3 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 3 piciorușe duble înalte în corespondența aceluiași spațiu. Întoarce din nou lucrul pe partea cealaltă, ne vom deplasa din nou cu fir alunecat către spațiul format din cele trei ochiuri de lanț. Odată ajunse aici, vom lucra din nou 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Cel de-al doilea picioruș dublu înalt pe care nu-l închidem, îl ținem pe croșet. Cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Te închidem pe toate împreună, firul de 2 ori pe croșet și ne deplasăm în următorul spațiu format din cele trei ochiuri de lanț și lucrez primul picioruș dublu înalt, țin pe croșet, nu închid, cel de-al doilea picioruș dublu înalt, voi ține din nou pe croșet, cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Am 4 fire, în acest moment voi închide totul. Voi scurta firul, voi lăsa o bucată de fir mai lung pentru a putea ascunde firul de dedesubt.
Și în acest moment am terminat și partea C. Ceea ce urmează să facem de acum este foarte simplu. În partea opusă a lucrării, după cum vă amintiți, am început cu partea A, partea B și apoi am continuat cu toată această parte C, partea C, da? Din acest moment, începând din partea opusă a lucrării, din acest spațiu, noi vom începe și vom repeta tot ceea ce am lucrat până acum. Deci, voi face un ochi de lanț. Voi intra în acest spațiu și acum vă arăt modul cum începem, cum vom continua. Deci voi face 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. În acest moment voi intra în acest picioruș dublu înalt care l-am alături. Voi face fir alunecat pentru a mă uni cu acesta. Din nou, firul pe croșet de două ori și voi intra în spațiul corespondent și voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu înalt. În același timp ascund și firul aici de desubt. Cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Trei ochiuri de lanț. Voi continua cu cele trei piciorușe duble înalte. Deci aceasta este partea A. Cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Vom intra în corespondența modelului ananas, în primul spațiu disponibil. Vom lucra piciorușul scurt, cele 3 ochiuri de lanț de separare, din nou piciorușul scurt, capetele de fire le vom ascunde și deci în felul acesta, înainte și înapoi, vom continua partea A, apoi partea B, după care de aici vom continua cu partea C. În felul acesta vom încheia lucrarea noastră. Apoi vă voi arăta rezultatul final. În acest moment mă voi adresa un pic prietenilor noștri care ne urmăresc, dar care nu cunosc limba română. Vă mulțumesc foarte mult pentru ajutorul pe care mi-l dați, pentru faptul că sunteți alături de mine. Now, I wish speak with my friend who not speaking Romanian language. In this moment, I work a part of my Millet. We have now 5, 1, 2, 3, 4, 5 pinnaples. You must continue with the part A, the part B, and the part C. When you work all, the work is finished. I wish thank you very much from your support, all of us. I wish tell you thank you. Keep away this
stay with me. I love you. And I wish a nice day. All of us. Wherever you are. Thank you very much. Thank you very much. Acesta este rezultatul final. După cum vedeți, mileul este gata, este apretat, este călcat. Repet din nou, aceasta este partea A, partea B, aceasta în totalitate este partea C. De partea cealaltă am început cu partea A, partea B și partea C. Rezultatul final este acesta. Am consumat aproximativ 150 de grame de bumbac, din firul de bumbac. Acest mileu puteți să-l lucrați în culorile în care doriți. Dimensiunea mileului, deci să vă spun cu aproximație, lungimea este de 80 de centimetri, iar în lățime 43-45 de centimetri. Deci o lucrare destul de amplă, destul de vastă, de aceea a și necesitat mult timp, chiar și pentru finalizare, de aceea eu nu am repetat părțile A, B, C direct în tutorial. Sper că v-a plăcut ceea ce am învățat, ceea ce am reușit să lucrăm împreună, chiar dacă a trebuit să mă suportați un pic mai mult. Now, this is the final result. I work the part A, B, and C. Another side, I repeat again, A, B, and C. This is all result. I speak in my language, in Romanian. Sunt emoționată că am ajuns la capătul acestei lucrări. Din nou vă mulțumesc pentru atenție. Din nou vă mulțumesc că m-ați suportat. Vă rog, dacă v-a plăcut ceea ce am lucrat, ceea ce v-am prezentat, să lăsați un like, un comentariu. Aceasta mă ajută foarte mult în creșterea comunității. Îmi dă curaj să merg mai departe și de a învăța lucruri noi împreună. Pentru mine acesta a fost un test pe care sper că a fost trecut cu brio. Voi vedea după comentariile dumneavoastră. Sunt Tatiana. Vă mulțumesc din nou. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă doresc o zi minunată. Vă iubesc și ne vom reîntâlni cu noi tutoriale. O zi bună tuturor. La revedere!